Haideți să spuneți o dată și toată mine ca bine cuvântat să te Dumnezeu, Tatăl nostru, Domnul Iisus și Duhul Sfânt până în veci. Amin. Amin. Îi mulțumim Domnului pentru că și în această masă suntem din nou împreună și suntem la sărbătoare. Am vrut și eu să fiu împreună cu dumneavoastră pentru că munca pe care am nu pot să fiu în fiecare duminică, dar m-am rugat Domnului și Domnul a făcut prin acesta am ajuns în locul acesta. Slăviți să fie Domnul. Amin. Apoi vreau să am câteva cuvinte cu privire la cor. În anul 1999, în luna septembrie, dacă nu greșesc, lăsând frați în biserică aici care au fost cu noi împreună, ei nu sunt la cor, dar sunt în biserică. Este familia Rus, din Rus Cristoare Leana, avem aici pe fratele Andrei Fielean, familia Munteană, e Cosmin cu Maria, fratele Adi Vredici, Laura Vredici, cei care am fost în 99. Poate mai sunt și mi-a scăpat din memorie. Alții au fost și au plecat. Dar slăviți să fie Domnul că scorul a continuat. Lucrarea a fost ca Domnului. Slăviți să fie Domnul. Amin. Apoi vreau să mulțumesc Domnului pentru că nu e ușor în fiecare sâmbătă să lași totul și să vii la cor. Poate mulți vă întrebați, da, dar chiar sâmbătă sunt mai multe lucruri de făcut. Vorbim cele pământești, material. Dar ca să-ți lași totul sâmbătă și să vii la cor, e un efort. Și efortul ăsta nu mi-l poate plăti nici dirijorul, nici fratele Iulian, nici comitetul. Ăsta să ne plătească Domnul când asta o să ajungem în ce. Dacă o să facem slujba cum trebuie făcută, să fie Domnul, să ne arate Domnul. Dimineața care am fost la biserică, am auzit primul psalm care spunea: voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme, lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. Eu vreau să spun. Voi lăuda pe Domnul în orice vreme și lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. Acum se pune întrebare. Voi lăuda pe Domnul în orice vreme sau voi lăuda pe Domnul numai atunci când merge bine? Atunci când sunt în șomaj, atunci când nu găsesc de muncă, atunci când vine încercări, atunci când vine cazul peste mine, atunci când trec prin nevoi și prin lipsuri, voi lăuda pe Domnul? Să vi se fie Domnul. Ar trebui să lăudăm întotdeauna și să nu murmurăm. Apoi spune mai departe. Înălțați pe Domnul împreună cu mine să lăudăm cu toții numele Lui. Ce spunea fratele Gorane dimineața aici, și eu am văzut, dar nu am spus niciodată, dar acum vreau să spun. De multe ori să cântăm cu toți împreună o cântare. Ne ridicăm în picioare și dacă te uiți pe biserică, așa faci cu mâna care cântă, restul nu cântă. Problema nu e a mea că nu cântă, e problema lor că nu cântă. Deci eu dacă vreau să cânt, pentru că eu cânt pe slava Domnului. Dacă el nu vrea să cânte, înseamnă că pentru el Domnul nu a făcut niciun bine. S-au făcut și e supărat pe un frate din biserică și nu vrea să cânte. Domnul să-i binecuvinteze la lucrarea aceasta. Apoi vreau să vă rog să vă rugați pentru cor. Corul meu nostru, corul prea Domnului, să vii să fie Domnul. Amin. Vreau să vă rugăm pe picioare.